Clipe de panică la un hotel renumit. O refugiată ucraineancă care a reușit să ajungă pe meleagurile românești și să fugă din fața bombardamentelor rusești și a găsit sfârșitul într-o piscină interioară de la un hotel unde era cazată. Într-o secundă de neatenție, aceasta s-a anecat, iar medicii nu au mai putut să facă nimic ca să o salveze. Femeia în vârstă de 56 de ani era cazată la un hotel după ce a fost nevoită să își părăsească țara din cauza bombardamentelor Rusiei. La fața locului au fost chemate echipaje de prim ajutor, însă femeia nu a mai putut fi salvată. Aceasta a fost resuscitată în zadar minute în șir, astfel că medicii au fost nevoiți să pronunțe decesul. Se pare că ucraineanca era cunoscută cu probleme de sănătate, respectiv hipertensiune arterială. Familia îndurerată a femeii în vârstă de 56 de ani le-a explicat medicilor și autorităților că aceasta avea probleme de sănătate, însă urma un tratament. De asemenea, au explicat că victima acuza stări de rău în ultimele zile din cauza tensiunii crescute. Totodată, managerii hotelului au explicat că femeia era cazată de pe data de 9 martie, întreaga clădire fiind dedicată doar refugiaților ucraineni de când a izbucnit războiul între Rusia și Ucraina.